În fiecare an de Paște, mulți sălăjeni aleg să lase în urma aglomerația urbană și să-și petreacă sărbătoarea Învierii Domnului într-un loc liniștit, plin de spiritualitate. Destinațiile pentru care optează ce mai mult sunt mănăstirile, care în această perioadă se pregătesc să pe toți cei care vor să ia lumina Învierii de aici. Sălăjenii, dar și turiștii pot alege să petreacă sărbătorile pascale la mănăstirile din județ. Pentru cei care se grăbesc, o destinație o poate reprezenta mănăstirea cu hramul la dormirea Maicii Domnului sau mănăstirea Strâmba, așa cum e cunoscută de cei mai mulți credincioși. Aici sunt așteptați ca în fiecare an pelerini atât din Sălaș cât și din alte județe ale țării. Îi primim cu brațele deschise pe toți cei care vor să vină la rugăciune în seara de înviere la mănăstire, afirmă starețul mănăstirii preotul Grigentie Oțelia. Pentru cei care vor să înopteze, mănăstirea dispune și de 50 de locuri de cazare. De asemenea, pentru creștinii prezenți la slujbă se va da și o agapă creștină din partea mănăstirii. La mănăstirea Strâmba, slujba se va oficia în biserica nou ridicată. O altă destinație o reprezintă mănăstirea Bic, unde anual participă la această mare sărbătoare sute de creștini din zonă. De regulă vin cunoscuții, familii, vin la rugăciune, la liniște, spune mai ca Stavrofora din cadrul mănăstirii. Puțin sunt cei care aleg să se cazeze aici, locurile de care dispune mănăstirea fiind limitate. O altă mănăstire care se pregătește în această perioadă să-și întâmpine pelerinii este mănăstirea cu hramul Schimbarea la față din Voivodeni. Călugării de aici spun că au pregătite mai mereu camere pentru pelerini, iar cei care vor să petreacă aici sărbătorile pascale nu trebuie să plătească nicio taxă. Nu costă nimic nici cazarea și nici mâncarea, dar nu avem -o multe locuri, spune starețul mănăstirii, preotul Gelasie. La finalul liturgiei, în noaptea de înviere pentru credincioșii prezenți, se pregătește și o agapă creștină. Fețele bisericești care conduc lăcașurile de cult susțin că îi așteaptă pe credincioși și în acest an cu porțile deschise pentru a se bucura de învierea Mântuitorului.